Lipsa medicamentelor este o realitate a pieței farmaceutice peste tot în lume. În România, aproape un sfert din totalul de medicamente au fost retrase de pe piață la inițiativa producătorilor din cauza prețului redus. Dumneavoastră ce considerați? Este adevărat faptul că în farmacii nu se mai găsesc aceste medicamente? Nu, deci medicamente se găsesc de toate tipurile de medicamente, și medicamente import și medicamente românești, deci în funcție de prescripții bolnavii găsesc toate medicamentele, să știți. Și medicamentele românești sunt la fel de bune și genericele sunt la fel de bune ca și medicamentele originale, inovatoare. Poate fi vorba mai degrabă de furnizorul sau de contractele de furnizor între farmacii? Poate fi vorba și de asta, poate fi vorba și de contractele între distribuitorii mari și producători, dar încă nu am simțit să existe o lipsă de medicamente, nici inovative și nici generice. Deci contează de fapt cu cine încheie contractul și fiecare farmacie cum își face... Depinde cât de bine este aprovizionată farmacia, da. Noțiunea de lipsa medicamentelor nu a existat la nivel global, european sau național până acum 10 ani. Rămâne de văzut dacă se vor găsi soluții la această problemă și dacă ele vor fi în beneficiul pacienților.